Vom citi din Isaia, capitolul 5, primele 7 versete. Isaia, capitolul 5. Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc. Apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum dar, zice Domnul locuitorilor Ierusalimului și bărbații lui Iuda, judecați voi între mine și via mea, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite, îi voi surpa zidul ca să fie călcat în picioare. O voi pustii și nu va mai fi curățată nici săpată. Spinii și mărăcinii vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea. Via domnilor oștirilor este casa lui Israel, ci bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo iată sânge vărsat, se aștepta la dreptate și când colo iată strigăte de apăsare. Să ocupăm locurile. Vă mărturisesc că ori de câte ori citesc cuvintele acestea, mă tulbură. Peste câteva zile vom avea alegeri și se pare că de data asta, alegerile din anul acesta, vor fi o decizie crucială pentru viitorul acestei națiuni, pentru viitorul nostru. Mă gândesc că fiecare dintre noi ne-am dorit, bineînțeles, toate să fie bine, Domnul să ne mai dea răgaz cel puțin 4 ani, să mai respirăm, dar vedem norii negri cum vin și mulți dintre noi suntem cuprinși de spaimă la perspectiva cealaltă. Ne temem să nu vină la conducerea acestei țări o clasă politică care îl urăște pe Dumnezeu și pe copiii lui Dumnezeu. Suntem înspăimântați să fie președintele țării cineva care spune că la un copil la 8 ani poate să decide ce sex are el și părinții nu au niciun drept să intervină. Ne este groază ca la conducerea acestei țări să vină cineva care va da foc la Biblie și la biserici și va găsi în creștinii de astăzi vinovații numărul 1 pentru voturile de dinainte. Mă tem să nu devenim o vie părăsită de Dumnezeu în aceste zile. Probabil că o să înțelegeți mai mult din ce vreau să spun în această dimineață la sfârșitul predicii mele. Am să încep însă cu o povestioară pe care mi-a trimis-o nepoată de-a mea azi dimineață. Cine știe unde a găsit-o și mi-a trimis-o ca un mesaj. La o fabrică în România de produse de carne, o femeie care era inspector de calitate, așa pe la ora 12 ziua, a intrat în frigiderul ăla mare, unde trebuia să facă inspecție și s-a trezit blocată în frigiderul acela. S-a închis ușa și nu mai putea să iasă. A strigat, a țipat, a bătut, a făcut tot ce a știut, nimeni nu a auzit-o nimic. A venit ora 4 și lumea a plecat acasă. Era pe punctul să înghețe în frigiderul acela plin de, vă dați seama ce putea să fie acolo în fabrica aceea de produse de carne. Spre surprinderea ei, deodată s-a deschis ușa. Și cine era? Era portarul de la fabrică. Și l-a întrebat, domnule, dar cum de-ai venit? Zice, doamne, uitați ce se întâmplă.
Dumneatale ești singura persoană din fabrica asta care mă salută și când vin la fabrică și când pleci. Ăia la alți trec pe lângă mine ca și când aș fi invizibil. Nu mă salută nimeni. Ce eu de-abia aștept să vii și să pleci să mă saluți, pentru că ești singura persoană care mă bagi în seamă. Te-am văzut azi dimineață când ai intrat și te-am așteptat la ieșire și n-ai mai venit să mă saluți. Și mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat și am început să te caut în toată fabrica. Mă gândeam, o mică faptă bună, nu? O mică amabilitate, un mic dram de omenie, să saluți pe cineva, te poate salva. Iată în această dimineață via lui Dumnezeu, care este pusă la judecată. Dumnezeu s-a aștepta să facă struguri buni și a făcut struguri răi. Și Domnul zice, mă voi judeca acum cu via aceasta mea și uite ce am să fac, am să-i smulg gardul. Când îți smulge Dumnezeu gardul, te lasă la discreția vitelor, a animalelor de pradă. Te lasă la discreția celor răi. Te lasă cotropit de dușmanii tăi. Mă tem că la conducerea acestei țări va veni ca o pedeapsă, o clasă politică, care va dărâma gardul. Pentru că clasa asta politică a construit gard și a întărit armata și ne-a păsit până acum, va veni o clasă politică care va dărâma gardurile. Dumnezeu lucrează prin oameni și atunci când pedepsește o națiune. Îi vor dărâma gardul, spune Domnul, îi vor surpa zidul ca să fie călcată în picioare. O voi pustii, n-am să o mai curățesc, n-am să o mai sap, spinii și mărăcinii vor crește în ea. Și voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea. Este o zi a judecății când Dumnezeu se judecă cu mine ca individ, cu noi ca familie, cu noi ca biserică, cu noi ca și societate, cu noi ca țară, cu lumea întreagă. Dumnezeu are o răbdare infinită să aducem roade bune pentru împărăția Lui. Dar când în locul roadelor bune venim cu ale rele, în loc de struguri buni, ducem struguri sălbatici, va veni o zi a judecății lui Dumnezeu indiscutabil. Mă rog ca Domnul să fie bun și să mai aibă îndurare de țara asta și să nu aplice judecata asta asupra noastră, pentru că urmează zile foarte grele. Sunt câteva semnale de alarmă pe care le trage prorocul Isaia, care ar trebui să le băgăm în seamă în această zi, pentru că imediat după descrierea acestui scenariu de pedeapsă a lui Dumnezeu pentru via aceasta neroditoare, sau care rodește struguri răi sălbatici, Isaia rostește 6 vaiuri. Vai, strigă Isaia. Și urmează 6 exclamații pe care le face Isaia în legătură cu poporul de atunci. Gândiți-vă că este secolul 18 înainte de Hristos, secolul 8 înainte de Hristos. Este vorba despre Iuda, despre poporul ales. Era o vreme de prosperitate materială, dar în același timp, după o prosperitate materială, a început o corupție morală și politică, dacă vreți, în același timp. Și păcatul la care ajunsese țara lui Dumnezeu a stârnit această judecată aspră a lui Dumnezeu. Aș vrea în această zi să luăm aceste atenționări ale lui Isaia la modul cel mai personal pentru noi, pentru viața noastră, pentru țara în care noi trăim și să vedem că ele se aplică foarte clar la situația în care este America astăzi, în care suntem noi astăzi. Haideți să învățăm din ele, haideți să ne deschidem inima în această dimineață și să încercăm să reparăm ce mai putem, măcar în dreptul nostru, a noastră personal și a familiei în care ne găsim și a bisericii.
Pentru că în ceea ce privește marea vie, să zicem așa, a națiunii, avem foarte puțină influență și putem foarte puține lucruri să facem. De ce a ajuns Iuda o vie neroditoare? Haideți să vedem ce s-a întâmplat. Ce lucruri condamnă Dumnezeu la poporul lui în aceste 6 exclamații ale lui Isaia. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu a condamnat la poporul lui o înclinație spre materialism. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și lipesc ogor lângă ogor până nu mai rămâne loc și locuiesc în mijlocul țării. Iată ce mi-a descoperit Domnul oștirilor, hotărât aceste case multe vor fi pustiite. Aceste case mari și frumoase nu vor mai fi locuite. Chiar 10 pogoane de vie nu vor mai da decât un bat și un omer de sămânță nu va da decât o efă. Iată ce spune Domnul, poporul meu m-a părăsit, a părăsit spiritualitatea, a părăsit relația cu mine, a părăsit investiția în lucrurile duhovnicești și s-a lansat într-o goană după înavoțire. Ei sunt motivați de o filozofie materialistă, de o gândire materialistă. Sunt motivați de egoism. Prioritatea vieții lor este lumea de aici și de acum. Nu se mai gândesc la lumea viitoare. Ei devin proprietarii lacomi, care caută profitul pe spinarea celor săraci. Casele pe care le înșiră una lângă alta, spune cuvântul lui Dumnezeu, vor rămâne pustii. Pământul va deveni neproductiv. Aici este un lucru foarte interesant. N-aș vrea cineva să înțeleagă că, mă rog, vinovați de gândirea aceasta materialistă sunt doar oamenii bogați. Suntem vinovați cu toții, indiferent cât bani avem. Hai să spunem așa, eu pot să vin și să vă spun că am o vioară Stradivarius. Probabil că astăzi se vinde la milioane de dolari un asemenea instrument. Frate Dinu, dacă ați avea una, am auzit că cântă singură. Nu știu dacă cântă singură sau nu. Dar este extrem de valoroasă. E bine, foarte mulți oameni exprimă lucrul ăsta, spune, sunt în posesia unei viori Stradivarius. Știți că cu afirmația asta spunem două lucruri foarte diferite în același timp. Ori că am eu, îmi posed eu o vioară, ori că vioara aia mă posedă pe mine. Pentru că asta se întâmplă. Obiectele acelea scumpe, valoroase în ochii mei, încep să mă posede pe mine. Ele mă controlează. Păi, haideți să zicem pe șleau, dacă aș avea o avioară din asta, nu știu unde aș ține-o. Aș închiria o bancă, o casă din aia de fier, undeva, să-mi o păzesc, astea milioane de dolari, nu-i așa? Ea va deveni obsesia vieții mele. Eu voi deveni proprietatea acelui obiect. Obiectul acela devine idolul vieții mele. De aceea, goana după și lăcomia de avere este idolatrie, spune cuvântul lui Dumnezeu. În Leviticul, capitolul 26, versetul 20, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, vi se va istovi puterea fără folos, pământul vostru nu-și va da roadele și pomii de pe pământ nu-și vor da roadele, spune Domnul, pentru că ei vă posede pe voi. Ei au devenit idolul vostru. Bunurile materiale au devenit ținta vieții voastre și motivația existenței voastre.
Când mă părăsiți pe mine pentru lucrurile din această lume, spune Dumnezeu, veți fi blestemați în cetate, veți fi blestemați pe câmp, coșnița și postava ta vor fi blestemate, rodul trupului tău, rodul pământului tău, rodul vacilor tale, rodul oilor tale, toate vor fi blestemate, vei fi blestemat la venirea ta și vei fi blestemat la plecarea ta. Dumnezeu este foarte supărat atunci când părăsim lumea Lui și ne investim în lumea de aici. Este foarte supărat pe noi. Domnul Iisus ne-a avertizat de foarte multe ori asupra acestui pericol a materialismului. Și dacă pe fața pământului este undeva o țară materialistă care caută bunurile de aici, asta e America. Okay? Și culmea, America a devenit, eu știu, visul tuturor neamurilor pământului să vină aici. Domnul Iisus, ascultați cuvintele Domnului Iisus, Luca 12:15. Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Iată strugurii sălbatici și acri pe care îi produce o societate materialistă și tare mă tem că Dumnezeu va umbla la gard. Dumnezeu va veni să se judece cu această lume materialistă. Numărul 2 este un text mai lung și vreau să îl citesc pentru că este extrem de important. De la versetul 11, Isaia 5. Vai de cei ce dis de dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până târziu noaptea și se înferbântă de vin. Harfa și alăuta, timpanul și flauta și vinul le înveselesc cu spețele, dar nu iau seama la lucrarea Domnului și nu văd lucruri mâinilor Lui. De aceea poporul meu va fi dus pe neașteptate în robie, boierimea lui va muri de foame și gloata lui se va usca de sete. De aceea își va deschide locuința morților gura și își lărgește peste măsură gâtlejul ca să se coboare în ea măreția și bogăția Sionului cu toată mulțimea lui gălăgioasă și veselă. Și astfel cei mici vor fi doborâți, cei mari vor fi smeriți și privirile trufașe vor fi plecate. Dar Domnul oștirilor va fi înălțat prin judecată și Dumnezeul cel Sfânt va fi sfințit prin dreptate. Acolo vor paște miei ca pe imașul lor și păstorii pribegi vor mânca moșiile prăpădite ale bogaților. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar carnalul, viața aceasta deșănțată, vai de cel carnal și lumesc, spune cuvântul lui Dumnezeu. Trăim pentru plăceri. Cea mai mare industrie a Americii este industria de distracții. Cei mai mulți bani îi plătim actorilor de la Hollywood și fotbaliștilor și jucătorilor de sport. Dacă am fi dat atâția bani doctorilor, astăzi n-ar fi murit de COVID. Dar am băgat milioane în niște prăpătiți și niște corupți. Ei au devenit idolii noștri, am început să ne îmbrăcăm ca și ei, am început să ne purtăm ca și ei. Alcool, băutură, îmbuibare, toate sunt expresiile carnalității și a lumescului. Petreceri, purtarea de grijă a firii pământești și în același timp nepăsarea de lucrarea lui Dumnezeu. Dăm bani grei pe produse cosmetice, dăm bani grei pe health club-uri, pe aparate, pe tot ce vreți, dar nu avem bani pentru lucrarea lui Dumnezeu. Câteva lecții practice pe care vreau să le punctez aici. Ascultă-mă bine, viața nu este căutarea plăcerilor. Viața trebuie să aibă un scop. Cele mai importante zile din viața ta este ziua când te-ai născut și ziua în care ai descoperit de ce te-ai născut.
Tu nu te-ai născut pentru plăceri. Tu nu te-ai născut să ai fun. Tu nu te-ai născut să te distrezi. Dumnezeu are un plan cu viața ta. Descopere-l până nu-i prea târziu. Trupul tău nu este al tău, este templul Duhului lui Dumnezeu și el trebuie păstrat curat. De aceea nu-l afuma, nu-l droga, nu-l îmbăta. Ai grijă de el pentru că este templul Duhului Sfânt. Faptele firii pământești sunt cele care te vor despărți de Dumnezeu definitiv. Nu le încuraja, nu le practica, fugi de ele, caută roada Duhului. Dumnezeu va pedepsi nepăsarea față de nevoile împărăției Lui. Sunt absolut oripilat și îngrozit în același timp să aflu că sunt familii de creștini penticostali români aici în Phoenix care se adună să joace poker toată noaptea. Și ca să aibă chef de poker mai beau și câte un pahar sau câte o bere. Okay? Și atunci ne mirăm că Dumnezeu rupe gardul într-o zi și ne lasă la discreția vitelor să ne pască. Purtăm de grijă firii pământești, știți ce se întâmplă? Îi vom stârni poftele. Și firea pământească are foarte multe. Multe pofte care au nenorocit așa de mulți oameni. Urmează al treilea vai pe care îl rostește Isaia, adicția. Vai de cei robiți de păcate! Ascultați versetul 18. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funiile minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe. Și zic, să-și grăbească, să-și facă iute lucrarea, ca să o vedem. Să vină odată hotărârea Sfântului lui Israel și să se aducă la îndeplinire, ca să o cunoaștem. Este o imagine grăitoare a ființei acelea robite de păcat. Când eram copil, tata avea o expresie, zice, ți se încarcă ție căruța, ți se încarcă căruța. Și mi se încărca cu ce? Cu nelegiuirile, cu păcatele care le făceam și într-o zi se rupea oiștea și punea tata băta pe mine de numă. Știți că sunt oameni care cară după ei căruța aceasta păcatelor o viață întreagă și o trag după ei, spune, atât de plastic, omul lui Dumnezeu, cu funile minciunii. Să mint în fiecare zi că e ok. Să mint în fiecare zi că ei sunt liberi să facă ce vor. Dar ei nu sunt decât sclavii care trag la această căruță plină de mizerii pe care și le-au încărcat din copilărie până acum. Sunt robii propriilor lor păcate. Le trag cu funile minciunii, cu șleaurile unei căruțe. Apostolul Pavel spunea, aveți grijă că nimic nu trebuie să pună stăpânire pe voi. Păcatele alea de care tu zici că nu poți să scapi, de fapt ele sunt stăpânul tău. La căruța asta tragi, aici ești înhămat la propriile tale fără de legi. Ce este foarte dureros este că, trăgând la căruța asta păcatelor, în fiecare zi, cu funile minciunii, izbucnește batjocura aceea a omului care sfidează, care ridiculizează judecata lui Dumnezeu. Unde e judecata aia? Să vină odată să o vedem. Hai, pedepsește Dumnezeu păcatele astea? Hai să vedem, Domnule, odată, să vină odată pedeapsa lui Dumnezeu. Atitudinea aceea rebelioasă, batjocoritoare, ginerii aceia lui Lot care credeau că bătrânul glumește când e vorba să vină foc și pucioasă de la Dumnezeu să distrugă cetatea aceea. 2 Petru, capitolul 3, versetul 3 și 4, este atât de plastic și vorbește despre generația asta împovorată de păcate care își trage nelegiuirile cu funile minciunii după ea. Înainte de toate, spunea el, să știți că în vremurile din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocori care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Dar nu mai spune. Spune unde este, foarte aproape. Este foarte aproape.
să vină judecata lui Dumnezeu peste oamenii ăștia nelegiuiți. Foarte aproape este. Mă tem că o să o vedem cu ochii noștri în următorii ani. Numărul 4. Imoralitatea este la culme. Ascultați versetul 20. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău și care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Vai de cei care au schimbat valorile, vai de cei care au redefinit termenii. Dacă ați citi cuvintele Apostolului Pavel din Romani, capitolul 1, versetul 29, l-ați bănuit pe Pavel că trăiește aici printre noi, că citește ziarele noastre și urmărește programele noastre de televiziune, ascultați. Astfel au ajuns plin de orice nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudători, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și ascultați. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei care fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar găsesc de buni pe cei care le fac. Îi găsesc buni pe cei care fac aceste lucruri. Ăștia sunt promovați. Dacă ești cinstit, dacă ai 7 copii, dacă ai învățat carte, dacă ai fost cinstită, nu? Și vor să te pună judecătoreasă la Curtea Supremă, vei fi batjocorită de toți nemernici acestei țări. De toți nemernici acestei țări. Știți despre cine vorbesc, nu-i așa? Mâine va fi votată, sperăm, în Curtea Supremă. Domnul să ajute! Uitați ce s-a întâmplat în această lume și eu cred că suntem așa de aproape de pedeapsa lui Dumnezeu. Am redefinit termenii. La bine spunem rău, ascultați, la avort America îi spune alegere. Libertatea femeii să facă ce vrea cu trupul ei. Doamnă dragă, nu e trupul tău, e trupul unui fiu de Dumnezeu, a unui creație divine, este trupul unei noi ființe care vrea să vină pe lume. Nu e vorba de libertatea ta să faci cu trupul tău. Fă ce vrei cu trupul tău, dar nu-l omorâ pe acest trup care nu e al tău. Okay? Gândiți-vă ce minte bolnavă, ce minte bolnavă. Sodomie îi se spune stil de viață alternativ, nu? Ca să păcălească și să mintă noua generație, se numesc gay, care înseamnă fericiți, happy, veseli. Ăștia-s veseli, ăștia-s fericiți, domnule, nu? Wow! Căsătoriilor sodomite până și papa le numește parteneriat civil. Wow! Wow! Ateismului se spune știință. Președinții noștri sunt întrebați la dezbateri dacă cred în știință. Nu sunt întrebați dacă cred în Dumnezeu. No, no way! Dacă cred în știință, pentru că Dumnezeul acestui veac este știința. Ce a făcut știința pentru noi? Ne-a pus la dispoziție o istorie plină de cimitire, de teorii care au fost bune și au murit după aia. Okay? Unde este știința, numai cu privire la coronavirus? Că mâine vine cineva și ne spune, poartă mască, poi ne vine, nu ne folosește la nimic. Care știință, domnule? Nici măcar nu știm ce este virusul ăla, n-ai găsit nicio metodă să scăpăm de el. În numele științei, ateismul este numit știință. În numele diversității, trebuie să ne coborâm standardele morale, toleranță, să nu ofensăm alte culturi,
propovăduim acceptarea altora mai sensibili decât noi, preamărim și răspândim ignoranța și necunoașterea Scripturii. Mâine, poimene, o să ni se interzică pasaje din Scriptură când avem voie să le citim în biserică. Educația de astăzi l-a scos pe Dumnezeu și a devenit o educație anti-Dumnezeu în școlile de astăzi. Vreau să mai menționez încă două vaiuri ale lui Isaia. Vai de cei ce se socotesc înțelepți și se cred pricepuți, versetul 21. Vai de cei care își construiesc propriul cod de etică, etica de situație. Vai de cei care l-au înlocuit pe Dumnezeu cu omul. Omul și mândria umană este în centrul gândirii și comportamentului nostru. Noi stabilim ce este bine și ce este rău. Nu avem nevoie de Biblia lui Dumnezeu să ne învețe. How in the world you press your ideas, your standards on me? Cum îndrăznești să-ți impui standardele tale asupra mea? Nu sunt ale mele, domnule dragă, sunt ale lui Dumnezeu. Dumnezeu a stabilit ce este bine și ce este rău. Nu te supăra, dar tu nu ești Dumnezeu să stabilești ce este bine și ce este rău. Dar te crezi înțelept și lucrul ăsta duce la pieirea ta. Și ultimul, apropiindu-mă de încheiere, este justiția coruptă. Ascultați versetele 22 și 23. Vai de cei tari când este vorba de băut vin și viteși când este vorba de amestecat băuturi tari, care scot cu fața curată pe cel vinovat pentru mită și iau drepturile celor nevinovați. Astăzi, dacă te numești Biden, poți să iei milioane de la ruși, de la ucrainieni, de la români și de la chinezi. N-are nimeni treabă cu tine, nimeni nu te poate, că tu ești mare, nu-i așa? Dacă pe tine însă te prinde cu cine știe ce nenorocire, o gafă mică undeva, nu porți mască pe stradă, nu? Te amendează. În România amendează băbuța aia care vinde doi morcovi și trei ouă pe marginea drumului. Okay? A încălcat legile țării. Dar aceea justiție dă pensii speciale de zeci de mii de dolari, nu de lei, zeci de mii de dolari la foștii securiști care ne-au torturat altă dată. Okay? Unde este dreptatea din lumea asta? Unde este? Dacă te cheamă Clinton, poți să faci orice nelegiuire în țara asta. Președintele Trump este urât de toți pentru că vrea să asaneze această mblaștină. Drain the swamp. Merge de swamp, e foarte mare. Foarte adâncă mblaștina din țara asta. Și mblaștina asta a fără de legi și a corupției se extinde peste tot. Dacă ai bani, ești nevinovat întotdeauna. Dacă n-ai bani, înfunzi pușcăria și nu te mai cunoaște nimeni. Cred că judecata lui Dumnezeu nu numai că este iminentă, dar este absolut necesară. Pentru că lumea asta și istoria noastră este o istorie de nedreptăți, o istorie de suferințe. Milioane de oameni au murit nevinovați, au venit sisteme politice, cum a fost comunismul în Rusia, în China, și mă tem că o să vină și în America și o să facă exact același lucru cu noi. O să construiască lagăre, o să ne ducă la canale, o să adunăm stuf din delta și cine știe pe unde o să ajungem. Este o istorie întreagă de nedreptăți, de crime și de corupție. De aceea judecata lui Dumnezeu nu numai că este iminentă, este necesară. Strigă întregul cosmos în care noi trăim să se facă dreptate. Sub altarul lui Dumnezeu strigă martirii. Până când, Doamne, vei zăbovi să nu faci dreptate? Dumnezeu va face dreptate într-o zi.
Ascultați aceste 6 vaiuri, mai citiți-le odată acasă și vedeți că ele sunt niște semnale de alarmă pentru fiecare din noi. Asta ne fac să facem struguri sălbatici, să rodim ce nu vrea Dumnezeu să culeagă de la noi și ne facem să grăbim ziua mare a judecății Domnului care va veni peste toate ființele din lumea aceasta. V-aș îndemna să vă rugați în zilele acestea pentru alegerile care vin. De alegerile acestea s-ar putea să depindă nu numai liniștea și, eu știu, prosperitatea noastră, dar putea să depindă și viața noastră și existența noastră ca și biserici. Să ne rugăm lui Dumnezeu și Dumnezeu să binecuvânteze pe fiecare dintre noi și să ne ajute să ducem roade bune pentru Domnul în zilele acestea. Amin.